Ok, ho iniziato a registrare. Deci o să registrez toată explicația asta de la zero. Și practic pentru cine n-a fost deloc pe fază până acum, eu folosesc Visual Studio Code, aplicația asta. Se descarcă foarte ușor de pe net, ușor de folosit. În fine, când deschizi prima dată VS Code, o să arate ceva de genul ăsta. Eu nu văd share screen-ul, îl vede cineva. Aoleu, am uitat să dau share screen. E clar. Nu-l văd încă. Gata. Am uitat să dau share screen. E ok. Bine. Când îl descarci prima dată, așa o să arate Visual Studio Code-ul. Și primul lucru pe care îl faci este să creezi un new folder oriunde vrei. O să zic site demo. Ok. Aici, în VS Code, după aia, o să dau pe File, Open Folder. După aia o să-mi caut folderul. Eu pe desktop, site demo. Select. Și acum, dacă vedeți aici, o să dau eu un plus, să vadă mai bine, scrie că am deschis site demo, care e un folder gol momentan. Și iconița asta cu pagina te dă voie să creezi un fișier nou, un new file. O să-i zic index. .html. Asta spune că este un fișier de tip HTML pe care poate să-l deschidă un browser. În fișierul ăsta HTML, dacă folosesc VS Code, pot pur și simplu să scriu semne exclamării și să pus pe prima chestie. Enter sau Tab sau cum vreți voi. Și îmi dă un schelete, practic, de site. Ce avem într-un site? Este doctype HTML, ne spune ce tip de document este. HTML, tagul HTML care este, se deschide aici, se închide aici. La mine îi zice că e în engleză, dar nu am nevoie de asta, pur și simplu HTML. În HTML avem head și body. Astea sunt două taguri care vor fi de două chestii diferite. În head avem informații despre site pe care le accesează browserul, dar nu le arată. Sunt doar informații despre site. Adică, dacă dau de exemplu cum era la început, avem, vedeți, toate astea, meta. Nu contează ce e meta, contează când zice că pe ce time frame să folosească, cu ce browser este compatibil, numele dreptunghiului în care afișează efectiv, dar chestiile astea nu sunt rezervate pentru noi. Ne interesează head-ul și body-ul. Deci, în head, cum am zis, informații despre site pe care nu le vede nimeni, în afară de title, care o să apară acolo sus în bară, la Google, și body-ul, care este ce se afișează pe site efectiv. Adică dacă în body o să pun un text, zic salut. Și fac atât. După aia dau ori file, save, ori control S. După aia mă duc în folderul cu site demo și văd că am fișierul aici. Pot să-l deschid cu ce vreau. Cu Chrome, cu Edge, hai să deschid cu Chrome. Normal că nu mă las să-l deschid cu Chrome pentru că e Windows 11. În fine. Și dacă vedeți aici, mi-a deschis fișierul meu în care am salut scris și numele tabului este document. Adică dacă eu vreau, pot să schimb aici unde scrie title, să scriu titlu. Din nou, salvez documentul, file save sau control S, după aia mă duc în browser, dau un refresh și
Și acum vedem că s-a schimbat title-ul, s-a făcut titlu de scria document. Astea sunt bazele bazelor HTML-ului. Adică foundation, efectiv, cel mai basic lucru. E clar până acum? Da. Perfect, da. Ok. Cum începem să facem chestii HTML? Păi, în primul rând, să ne facem viața un pic mai ușoară. VS Code-ul are acest tab în stânga cu extensions. În extensions o să caut live server și o să dau install. Zice installing și după aceea să fie gata. Și gata, acum merge live server. Live server ce face? Extensie care îmi permite să văd în timp real ce fac. Uite, demo-ul ăsta. Schimb aici în cod și se updatează în Google odată ce salvezi. Adică nu trebuie să mai dai neapărat gen save fiecare dată ca da, să vezi. Da, save și refresh la browser și așa. Okay. Viața mai așa. Eu, la mine nu merge live server, eu am five server. O clonă care merge la mine. Probabil pentru că este Windows 11 și nu a fost updatat încă. O să-i dau open five server. De asemenea, dacă nu vă apar butoanele astea, e posibil să nu vă apară. Vă duceți la aici la Explorer, pe fișier, dați click dreapta și dați open with live server. Respectiv, cum e la mine, open with five server. O să iau fereastra asta și o să pun aici. Vedem aici că mi-a deschis pe ăsta documentul. Da. Acest index.html. Ok. Ce pot să fac în index.html? HTML-ul funcționează pe baza tagurilor. Chestiile astea închise între două paranteze. Cum se cheamă asta? Există tagul P. Din nou, pe VS Code poți pur și simplu să scrii numele tagului. Adică dacă vreau pot să scriu title, apăs tab sau enter și îmi face tagul automat. Altfel ar trebui să eu să deschid, să scriu title, după aia să deschid, să scriu slash title, că se închide. Uite, nici măcar nu mă lasă să fac asta până la cap, pentru că îți dă seama că e stupid și îmi completează singur. Avem niște taguri importante, puține. Avem P, care este paragraf. Avem H de la 1 la 6. H1 sunt heading-uri. Heading 1. Și să facem un H6. Heading 6. Ok, să salvez să văd cum arată până acum. Să dau și un zoom la Chrome. Așa e paragraful, așa e heading 1, așa e heading 6. Dacă... Deci astea scad de la 1 până la 6. Și astea sunt niște taguri de bază. Cum funcționează aceste taguri? Este că, uite, o să mă duc pe site, o să dau click dreapta și o să dau inspect. Mi-apare chestia asta urâtă. Și dacă mă duc jos de tot aici, o să văd o chestie care arată așa ca niște cutiuțe. Asta se cheamă box model. Îmi arată din ce este format elementul meu. Apăs aici pe iconița asta. O să dau click pe ceva ce vreau să dau click. O să dau pe acest P. Și îmi arată la el. Îmi arată cam elementul în sine. Ia să dau pe ăsta. Elementul în sine. De 530 pe 18 pixeli. Mai există padding-ul, care este în interior cutiei. Efectiv o căptușală, cum îi spune numele. E border-ul, care e marginea, și e marginul care este
16 pixeli în sus și în jos, să vedem cum arată. Asta ca să știți de ce se distanțează chestiile între ele și de unde poți să le oprim, de unde putem să le oprim, de unde putem să le facem să fie mai depărtate, mai apropiate. Eu cred că aici se termină bazele bazelor. De aici pot să o fac un site. Îmi pun, cum îi place foarte mult domnului Dinfo, pun un center în care pun un H1, în care pun titlul paginii mele. Ok. Și după aia o să pun un HR, horizontal line. HR. După aia pun un paragraf cu 50 de cuvinte. Păi... Gata, este un site în care poți să pun informație, doar că e foarte urât. Cum schimbăm asta este cu stilizări. Să-mi ziceți dacă mă mișc prea repede, dacă nu se înțelege ceva, dacă e prea mic, e prea mare. Nu, e ok. Ok. Ok, cum începem să le facem să arate bine? Cu stilizări, ziceam. Bun. Cum putem să stilizăm? Avem trei tipuri de stilizări. Într-un limbaj care se cheamă CSS. Cascading Style Sheet. Are numele după cum arată efectiv codul din el. Și CSS este o mulțime de proprietăți pe care le putem aplica elementelor. Adică în interiorul lui H1, după ce scriu H1 și înainte să închid, o să scriu aici style egal ghilimele. Și între ghilimelele astea pot să-i pun color, 2 puncte, red. Background color black. Ce să mai pun? Font size 20 de pixeli. Pot să-i pun font family. Și aici am două multe opțiuni pe care le are deja preinstalat. O să-i pun să fie Arial. Ok, să salvez. Și mi-a pus titlul, mi l-a făcut roșu, în font Arial, pe fundal negru. Ok, dar cum l-am făcut acum, nu-mi place. Este foarte aglomerat, nu înțeleg nimic din ce am scris aici. A doua variantă. O să iau tot ce am scris între ghilimele și o să dau Ctrl X. Este să pun stiluri în document. Adică în interiorul head, după ce am pus titlu, nu neapărat, dar mai organizat așa, o să pun un tag care se cheamă style. Din nou scriu style, mi-apare sugestie de autocomplete, dau click, dau un enter. Și în interiorul style eu pot să scriu cod CSS. Cum funcționează CSS-ul? Avem un selector și un set de reguli. Selectorul este H1, adică pentru toate elementele de tipul H1 se aplică ce pun eu între acolo de la asta. Pentru toate elementele H1 o să aibă color green, background color, cyan și font family cursive. Bun. Adică asta am făcut pentru toate elementele de tipul H1, am aplicat aceste trei reguli. Adică dacă mai pun un
H1 după paragraf și zic heading 2, salvez și mi-apare heading 2 cu acele stilizări, doar că nu e pe centru pentru că nu l-am pus în elementul send. Aici o să menționez că dacă vă instalați VS Code o să arate puțin diferit, eu am o temă imediat. Eu pun la loc. Da, cred că așa, așa ar arăta în mod normal VS Code. Nu contează, sunt doar alte culori la text. Da, poate eu vreau să am un heading să arate așa, dar celălalt să nu arate așa. Cum fac? Folosesc un selector mai specific. Adică în loc să aplic pentru toate elementele H1, eu pot la primul titlu să-i pun un atribut. Ce este în tagul de deschidere, în interiorul lui, după ce am scris ce este tagul, se cheamă un atribut. Acel style egal ghilimele pe care l-am pus mai devreme este un atribut. O să-i pun atributul class. Class este un atribut, un cuvânt, pot să-i pun mai multe cuvinte, pot să-i pun class-ul titlu. Pot să-i pun class-ul albastru. Și class-ul fundal, nu, fundal, cratimă, verde. Ce fac cu class-urile astea? Mă duc în CSS și în loc să fac ceva pentru toate astea H1, o să pun ceva pentru class-ul titlu. O să scriu punct titlu, am deschis ăsta, acoladele, și în acolade o să scriu. Vreau toate titlurile să fie cum? Mari, font size large, să fie serioase, font family, bar, n-am, courier, de ce nu? Și atât pentru titlu. O să folosesc selectorul de clasă punct albastru. Deschid acolo, de lei să scriu color blue și o să folosesc selectorul punct fundal verde. O să scriu background color, două puncte, lime. Și salvez. Ce să văd că la acest H1, unde am toate clasele astea, titlu, albastru, fundal verde, s-au aplicat toate trei chestiile. Este fontul large, este courier, este albastru, are fundal verde. Poate vreau să pun fundalul verde și la paragraf, dar nu vreau să aibă celelalte chestii. Și o să-i pun, mă duc la P, o să scriu aici la P, class egal ghilimele fundal cratimă verde. Salvez și s-a aplicat același lucru și la paragraf. Poate că pare că mă complic cu chestia asta, doar că web development-ul și programarea în general au un mare principiu la bază, se cheamă DRY. Don't repeat yourself. Adică să nu scrii în niciun caz același lucru de două ori. Mai poți să zici odată ce face clasul în sine? M-ar fi compactează o chestie sau face o chestie pentru un lucru? Măi, clasul nu face nimic. Clasul este un atribut pe care știe să-l folosească CSS-ul. Adică eu pot să pun orice atribut vreau. Pot să pun atributul Răzvan egal cu ghilimele, nu știu. Asta e un atribut valid, care va funcționa, doar că n-am la ce să-l folosesc. Atributul class poate fi folosit de CSS dacă pun punct înainte. Dacă pun punct titlu, CSS știe să-mi caute. Dacă pun punct fundal verde,
știe să-mi caute în document tot ce are la class fundal verde și să-mi pună fundalul verde la ele. Background color line. Asta e class-ul. E ok? Ok. Adică nu e o... Nu face nimic el singur. Analog cu class, mai este un singur lucru pe care îl poate folosi CSS-ul și este ID. ID egal cu titlul paginii. Diferența, singura diferență dintre class și ID este că ID-ul poate fi folosit la un singur element. Dacă îl pun la mai multe elemente, nu o să mai funcționeze. Și cum selectez ID-ul este cu hashtag. Dacă pun hashtag titlul cratimă paginii, dacă pot să scriu, și pun, habar n-am, salvez, uite, dacă pun pe hashtag titlul paginii cu ID-ul, o să facă, funcționează la fel ca class-ul, doar că poate fi folosit la un singur element. Ok, nici acest stil de scris CSS nu este preferabil. Cel mai și cel mai bine este să avem CSS-ul într-un fișier extern. Bun, mă duc înapoi la Explorer, creez un nou fișier și o să-i zic style.css, poate să-mi numească oricum, dar să se termine în .css. Ok, și o să iau tot ce am aici. O să-l pun în style.css. Dacă vedeți deja asta, nu mai știe ce să facă, nu mai are stilurile. Ok. Dacă vrem ca fișierul ăsta HTML să știe să-și ia stilurile din fișierul ăsta CSS, trebuie să scriem, să punem în head un link, o legătură. Link și... Vedeți că este prima opțiune de autocomplete, îi dau link și îmi dă rel stylesheet, asta e bun, m-a autocompletat bine, relație egal stylesheet, adică puteți traduce și voi, stylesheet. Și href, nu mai știu exact de la ce vine, înseamnă linkul către fișier. Adică o să zic pur și simplu style.css că se află ambele în același director. Dacă îl aveam într-un alt director, puteam să zic de exemplu /style.css. Depinde cum vă configurați voi fișierele. Bine, și în momentul în care eu am pus chestia asta, link rel stylesheet href egal style.css, mi-a găsit din nou stilurile și le-a pus la loc aici. Chestia bună, cea mai bună la chestia asta e că pot să folosesc aceleași stiluri de mai multe ori. Pentru că profa vrea să avem mai multe pagini. Cum facem să avem mai multe pagini? Să nu o iau înainte prea mult. Este ok până acum? Da, nu, am adormit. Eu zic că da. Nu, eram doar atentă și nici măcar nu uitam. Eram gen da. Ai făcut zone out? Da, chiar ceva de genul. E bine. Ok. Gen ca la liceu, știi, când între apropii ați scris și gen, tu auzi că zice ați scris, dar nu o să-i răspunzi, știi? Și scrin caiet, ați scris? Da. Am pățit. Nasul rău, pare rău de tine. Very grav. Unde eram? Da, mai multe fișiere. Ok. Eu nu vreau să am doar un index.html, eu vreau să am și o pagină în care scrie despre mine. Pe site-ul meu. Și, din nou, mă duc aici unde scrie new file, creez un fișier nou și o să-i zic about.html.
un document gol, fac aceeași chestie. Semnul exclamării, click sau enter sau tab. Și eu fac acum un shortcut ca să se vadă totul pe pagina fără să avem probleme. Nu știu, o să-i pun titlul. About, o să scot gunoiul ăsta de care am nevoie. Și vreau să folosesc aceeași chestii ca pe cealaltă pagină. Și o să-i pun un link. Când o dau să completeze relația stylesheet, href egal cu in ăsta style.css. Și în body o să am un h1. În care o să-i pun class egal cu, cum ziceam, cum se cheamă classurile, titlu albastru și fund alb. Titlu albastru și fund ratima verde. Hai să punem și un paragraf cu 50 de cuvinte. Asta îmi pune 50 de cuvinte de lorem ipsum, care e un text așa care nu are niciun sens și doar așa ca să fie. Și acum funcționează cu stilurile din fișierul ăsta extern, pentru că sunt ambele conectate la același fișier CSS. Adică și în index.html și în about.html pot să accesez asta ce am scris aici. O să vedeți că asta, extensia mea, când schimb tabul selectat, îmi schimbă și ce e deschis în Chrome. Nu știu dacă live server face asta, ca să nu fiți confuzi. Dar dacă vreau să ajung de pe index pe about, adică de pe pagina principală pe about, păi, descoperim un nou tag, se cheamă A, tagul A. Tagul A se cheamă anchor și este un tag în care pot să pun un text, pot să pun către pagina următoare. Am salvat. Pare un text normal acum, ok? Dar ce pot să fac? Pot să-i pun acel href. Acum m-am amintit, href de la hyperlink reference. Cuvinte mari înseamnă prea puțin. Și din nou, vreau doar niște text. Href-ul ăsta pot să-l direcționez către about.html. Pentru că mi-a dat să autocompletez, pot să scriu și de mână același lucru. Ok, să salvez asta. Și vedem că ăsta arată ca un link. Ok. Deci dacă dau click pe el, mă duce în pagina de about. Asta nu e singur lucru la care putem să folosim anchor-ul. Aici la href poate să fie orice, poate să fie https://www.youtube.com. Am salvat și dacă dau click mă trimite pe YouTube. Deci, da, asta e tagul A, tagul anchor. Dar eu vreau să rămână pe about.html și să-i zic către pagina about. Și invers mă duc în about, pun o linie orizontală, pun un anchor către index.html. Și o să-i zic să mă duc către pagina acasă. Salvez și o să vă dăm aici link-ul către pagina about, link-ul către pagina acasă. Acum am un site cu două pagini legate între ele. Și gen, profa cum vrea să iei site-ul de vreo 20 de pagini, le facem pe toate cu link-ul ăsta către cealaltă pagină? Nu neapărat,
depinde cum vrei tu să fie structura site-ului. Stai un pic. Nu știu o resursă bună pentru flowchart-uri. Aoleu, vreau să-mi fac cont. Nu, mersi. Ok. Deci eu am pagina principală, da? O să-i zic home, pe care intru. De fapt, numele ei în industrie este landing page. Foarte intuitiv, pentru că pe ea pici când intri pe site. Din landing page pot să mă duc într-o... Hai să zicem că eu o să vreau la site-ul meu să am 3 opțiuni. O să vreau să am... Stai că mă chinui cu ăsta. Landing page. Și o să, de pe landing page, o să pot să mă duc pe pagina de about, pe pagina de contact și pe o pagină de portofoliu sau galerie sau... Da, am înțeles. Orice. Și... Așa. This is not right. Vreau doar o săgeată. Așa. Deci, una. Deci are 2 puncte, nu știu, dar nu contează. Ignorați săgețile strâmbe, not the point. Se zice că asta vreau să fie structura site-ului meu. Nu e musai să fie așa, puteți să faceți cum vreți. Și după aia, din galerie, o să am link-uri către multe pagini. Ah, uite ce ușor era. Sunt eu tambo. Deci cam asta ar fi o structură pe care aș folosi eu să zic. Dar nu e singura, nu e singura bună. Cum vreți voi. Și depinde despre ce e site-ul. Că, I don't know. Dar da, nu. Gândesc și de că sunt gen, dau un exemplu, gen rețete. Și efectiv e site-ul, gen pagina, e de sine stătătoare, n-are legătură cu altele, știi? Da, da. Ai că gen să fie cuprins sau... Da, gen cuprins. Da. Meniul întreg să fie acolo. Uite, asta zic, portofoliu, galerie, orice. Decât să, gen, să poți să intru de pe, nu știu, de pe proiectul 2, să poți să intru pe proiectul 1. Și de pe proiectul 1 pe proiectul 3, adică să am lejeritatea asta. Fiți atenți ce cred că o să facem. Nu pot să garantez, dar cred că o să ne punem să facem.